Bună ziua și pacea Domnului nostru Iisus Hristos, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vrem să pregătim astăzi mâncare, prieteni, și o să facem niște mazăre congelată, așa cum vedeți, de la Aldi. O să facem niște aripi la grătar, da? Și începem să vedeți cum îi pregătim, da? Începem cu ceapa primul, nu? Care nu o să meargă să spală aripile, ca să o vedeți și pe ea. Marcel este aici. Slavă Domnului Iisus Hristos! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Ce? Te uțăr ochii? Deja. Lasă să te uțăr și pe tine, numai pe mine. Da? Că nu ai nimică. Vezi mai bine. Nu, lasă că vii tu aici, din cauza asta ce ai spus, o să vii aici și să tai tu ceapa, da? Da. Nu vezi. Problema. Mai prind și eu câteodată, da? Bun, asta avem niște condimente din astea. Sunt foarte bune, prieteni, pentru grătar, pentru steak, pentru aripi, pentru toate sunt bune. Dacă te uste la ochii, poftim, îl dau în ce vreți. Lasă-mă, da, vrei? Nu vrei? Da. Nu, hai aici și tai ceapa. Vrei? Ce usturi ochii, poftim. Să vii să tai ceapa. Lasă că vin, poftim. Nu, hai vino. Ca să nu te mai prindă răceala. Hai, lasă că dacă plâng eu acum, nu e mica. Ce vrei, patrați? Cum vrei să ai? Da, pătrățele. Pătrățele. Dar ce e picant, ce e, uite ceapa asta. Da, nu mai tai nimic cu situl ăsta. Nu mai tai. Arunc asta de aici, că nu mă ne... Nu se taie la canță. Da. Acum... Vreau să vă spun că dacă voi aveți... Lemnul este prea mic. Dacă voi aveți... proaspete, puneți proaspete, morcov proaspete, ardei proaspăt... Ce vreți voi să puneți acum în mazăre și cum vreți voi să pregătiți? Pentru că dacă eu le am acolo în congelator, am luat un pachet mare și unora i-o tăiat și le-a băgat la congelator ca să nu lăsăm acolo așa în bucătărie, că nu prea avem aer și acolo nu o să strică. Acum. Nu stai că duce. Gata, mai este aici acolo? Nu mai este, gata. Mai este aici o jumătate. Dar pot aia și pe aia, auzi, da? Acolo. Bă, stai și pe asta. Da, punem în oala asta să facem direct. Dacă bune, pe din creștit, măi. Da. Au, eu acum am oprit flama asta. Lasă, pun ceapa lasă. În oală? Pune, pune în oală. Pune în oală, că facem... Da, sigur. Punem puțin ulei, aici așa. Așa. Venim și punem și sare, direct acolo, ca să mergem direct la bucătărie. Dacă condițiile sunt așa și nu avem imediat și nu avem aici în bucătărie spațiu, cum să pregătim asta, e trebuie să facem și așa. Da. Da. Așa, niște sare deasupra. Da. Și chiar vă mulțumim că sunteți cu noi în fiecare zi și chiar vă rugăm frumos, prieteni, că suntem 11.000 de abonați și nu vizionați videoclipurile noastre, filmarea de ieri numai 2.000. Chiar vă rugăm frumos să vă uitați la filmulețele noastre și să împartajați cu prietenii voștri, că cu asta ne ajutați și să dați și voi mare, mare like. Nu, gata, du-te. Da, mă duc acum, plâng, nu? Du-te, du-te! Hai, adevărat, nu știu ce cu ceapa asta. Uai, uitare ceapa asta! Da, uite ce mare o tăiat asta. Na, uite ce plouă afară. Nu. De ce plouă afară, prieteni? În loc să ningă, aici întotdeauna, în loc să ninge, noi suntem numai cu ploi. Mă, bun. Și acum mergem să punem ceapa la călit, după care o să vedem ce mai facem. Vă spun bună ziua și bine ați venit pe canalul de YouTube. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți care ne urmăresc. Eu acum mama mi-a dat aici să spăl aripile. Acum punem mult. Acum și le punem bine.
să acum mai dinainte am fost la Intermarché, că Intermarché l-au deschis și l-au făcut totul nou. Și ne-am dus, am cumpărat un baș de apă, ne-am cumpărat două capucinuri și am venit acasă. Că am fost și noi curioși să mergem acolo la magazin să vedem cum l-au făcut, cum ce este acolo. Da, chiar asta spune, da. Și l-au făcut frumos, tot nou. Dar nu, un pic de acolo te încurci, că nu prea știi unde este uleiul, unde este continentul, unde este aia. Și trebuie să întrebi de oameni de acolo, să-ți arăte unde este mers să iei. Mă până când l-ai obișnuit, nu? Da, până să ne îmbișnim, așa. Și la casă au făcut să plătești și pe, la casă așa pe card. Și să plătești așa ca la Turcia, ia pe bani, așa la aparat. A, are aparat cu bani acolo, da. Da, bani acolo, un aparat. Aha, așa a făcut acum. Stai să-mi iau o marcelă din gură, să amestec aici. De mâncare mare. Dar l-a făcut frumos și este mare. Acum amestec aici în ceapă. Eu aici, asipar în marcelă, vreau să-mi fac o ciorbă. Acum poate vina e umbra aia, vedeți? Vedeți că se vede umbră, da, nu da, este lumină. Da, poate să vadă, haideți. Asta te merge în ora ce deschide. Punem morcovii, da, punem ardeiul. Lăsăm ce se tăiască și aici. Și atunci punem un pic de boia. La sfârșit o să punem un pic de bulion și o să vedem ce mazăre bun o să facem. Da, gata? Da, bine, are bine smurată curățată, făcute, tăiate, numai condimente și la prăjit. Mă, bun, Nora a spălat aripile de pui și noi vrem acum să-i condimentăm ca să putem să-i pune. Eu vreau să le pun pe grătarul ăla de la cuptor și să le punem la cuptor. Nu, eu am, așa cum mă spun, și niște condimente din astea, sunt foarte bune, i-am cumpărat de la Action, pentru grătar, pentru steak, pentru de toate. Și nu să pun mult, că ăsta are de toate, prieteni, are aici boia, piper, usturoi, de toate. De-aia nici nu vreau să mai pun altceva aici, că el are de toate. Că am făcut într-o zi, n-am știut, și am făcut într-o zi, cartofi la cuptor și cu ce am avut eu acolo și au ieșit un pic picante și sărate. Mm-hmm. Și așa că acum am pus un pic, nu așa mult. Și până noi ne învârtim aici, aripile mai stau în condimente, ca să-i punem la cuptor. Spălăm și mazărea asta imediat și o punem acolo în oală să fiarbă. Nu bun. Hai să ce faci, Valerica, aici, prieteni? Da, unde, că nu am lingură. Ai lingură, da, asta aici. Hai să ne ce puțin aici, prieteni. Da. Așa, ne facem și aici. Nora, să vii aici să-mi fii culul ăsta, că să pun eu acolo mazărea. Hai, bine, te rog. Așa. Nu du-te mai încolo tu. Da, mă duc, mă. Aici așa, stai să iau o boia. Să punem acolo o lingură de boia. Stai să-mi iau o lingură. Așa. Stai să nu pun afumată. Da? Adică o fumată de lingură, cam așa. E foarte bun. Am desfăcut, am deschis ușa, dar nu știu cine vine acum. Nu las. Da, bă. Câte mai așa, Nora, ca să nu facem pe jos. Ia ca așa. Punem aici. Trebuie să mergem la Lidl să ne cumpărăm o mazăre bună. Da, bă, și? Și revenim. Revenim. Asta, prieteni, am lăsat acum să se dunsunească aici, să se călească și punem apă să vede deasupra și lăsăm să fiarbă. Da, așa. Lăsăm să fiarbă. Cam așa. Asta e mazărea noastră și lăsăm să fiarbă. Mai punem un pic de mărar și cam atât.
Okay, ca să filmez. Gata, punem aripile astea așa. Vedeți? Pe grătarul ăsta și le punem la cuptor. Punem un pic de apă în fiecare câte una, câte două, că acum și seara, prieten. Și eu cred că e suficient. Punem un pic de apă aici așa. Așa, da, acum am pus de aici apă. De ce trebuie să pui apă acolo? Ca să nu se ardă, știi? Da. Și să aibă abur. Da, ca să se facă bine, asta, știi? N-am mai văzut că ai făcut-o până acum. Dar n-ai văzut-o, dar eu am mai făcut așa, da. Acum punem la cuptor? Păi apa asta se încălzește aici, da, știi? Și atunci ea dă aburi. Și se face până la os, să face fain. Da. Da. Punem la... punem la cuptor și revenim când mai vedem ce facem. Nu punem, că stai așa. Că punem un pic de mărar la mazărea noastră, rapidă, mâncare rapidă, prieten, imediat, foarte rapidă, un pic de mărar. Bun, și aici am făcut unde are Marcel, o jumătate de lingură de făină și un pic de apă, ca să facem așa un sos, ca să nu fie chiar apăcioară aici, da? Ca să aibă așa un sos fain. Uitați, mazărea e gata. S-a fiert totul aici și morcovii, tot. După aia arăt acolo mura aripile noastre, că imediat sunt gata. Așa, imediat sunt gata și acolo. Cea mai bună și cea mai rapidă imediat. Eu mi-am făcut aici o ciorpiște, o lasă pe aia, trebuie să mai fiarbă. Și atunci revenim cu aripile noastre, că sunt gata. Nu, uitați, prieteni, gata și mâncărica noastră. Ia uitați aripile, ce fain arată. Mamă, că le faci găgăși și le dai la marceloși. Ce frumos miroase. Așa e, Nora? Da. Super. Ce mazărea frumos noastră e gata. Ce frumos s-au prăjit. S-a făcut fain, da. Crocante, nu? Da. Un pic de ulei am pus deasupra așa când am pus condimentele. Da, s-a făcut. Să vedeți și le halesc eu. Da. Păi le halim, halim acum, halim. Nu le halesc. De ce să mă halim? Ale halim, auzi, eu să-i spune le halim. Nu le halesc eu. Nu. Uite, Valerica halește. Eu pe ma. Nu are și tu, Nora, una? Nu, nu. Că sunt fierbinți, lasă că eu mănânc după aia. Da? Le halim. Mamă, care faci o găsă. Wow. Și le dai puturoși. Le dai la marciloși. Super. Super, prieten. O bunătate. Așa cum v-am arătat, aici am pus apă. Hai să vă arăt așa încă o dată ca să vedeți cei care n-ați făcut până acum, ca să faceți, da? Da. Vedeți de ce am pus eu apă? Pentru că, uitați, toată grăsimea și tot ce a avut astea aici, s-a scurs acolo. S-a scurs acolo. Dar un pic, noi avem un pic aragazul așa. Când? Da, nu-i problemă. Da? Du astea. Eu sunt azi, am unul nu da. Na, aripile noastre, super. Ia uitați. Da, și acum urmează prieteni și ei, da? Da, sigur. Da, normal. Noi vă mulțumim din suflet că sunteți cu noi prieteni. Nu uitați să vă abonați. Să dați un like, un share. Să partajați mai departe și până data viitoare. La revedere!